În urma procesului de selecție și intervievare a candidaților, ministrul Justiției a avut de ales între două opțiuni pentru fiecare instituție. Astfel, pentru șefia parchetului general rămăseseră în cursă Elena Hah și Tiberiu Nițu, iar pentru DNA, Claudiu Dumitrescu și Ioan Irimie. Pentru funcția de procuror general a parchetului GPL, lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și-au depus candidatura un număr de 5 persoane, iar pentru cea de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, număr de 6 persoane. Din cei 6 analizați de către comisie, mi-au furnizat o listă scurtă de 2. Comisia a lucrat sub emblema confidențialității, ultra rigoroși, ultra responsabili în actul de selecție pe care l-a făcut, lucru pe care de-al minteri îl veți constata atunci când vom posta pe site portretele fiecăruia dintre candidați cu analiza prestației fiecăruia sub toate elementele impuse de standard. Dacă ne gândim la normalitatea vieții noastre de zi cu zi, la soliditatea instituțiilor statului, la ideea că nicio instituție nu trebuie să fie într-o precaritate din lipsă de conducători, eu cred că șansele lor de a fi numit sunt maxime. Propunerile ministrului vor ajunge pe masa Consiliului Superior al Magistraturii. CSM are termen 60 de zile până la emiterea unui aviz consultativ pentru aceste nominalizări, însă decizia finală aparține președintelui României. În ceea ce îi privește pe candidați, Tiberiu Nițu este în prezent inspector al CSM, după ce în perioada 2007-2011 a fost prim adjunct al Laurei Codruța-Chioveși. Ioan Irimie a fost șef al DNA Cluj, acum fiind procuror la aceeași instituție.